O să facem această emisiune. În fiecare dată de 10 a lunii vă întâlniți cu Virginia Linu și acum pe final să discutăm și despre realizatoarea emisiunii Meșter de 10, Virginia Linu. Cum vezi acest proiect? Noi am zis anul acesta, în fiecare dată de 10, anul acesta, să ne încadrăm că toată lumea e foarte ocupată și Gina la fel, dar ne găsim timp să facem și această emisiune de bine, de promovare de bine și vreau să te întreb dacă te-ai gândit așa la niște oameni care ar putea să vină la această emisiune pe care să-i punem în valoare și să arătăm că avem meșteri de 10, că avem meșteșuguri de 10, că avem obiceiuri, tradiții, costume cu care să ne mândrim. Să știi că deja m-am gândit, deja m-am gândit să invit oameni de la care să învățăm ceva. Trebuie să învățăm, trebuie să ne amintim lucrurile cu rânduiala lor și trebuie să ascultăm un pic ce spun acești oameni. M-am gândit că o să-l invit pe Nea Marin, pe Marin Barbu. Nea Marin, o să vină la Radă de bine. Eu zic că are foarte multe lucruri de spus. Da. Ai văzut că el iubește munca, el îndeamnă pe toți oamenii să lucreze, să facă treabă bună. Iată, oameni care vor. El păstrează cu sfințenie costumul popular, joacă jocurile tradiționale, învață atâtea generații de tineri să joace jocurile tradiționale. Are chiar o școală la București. Și nu obosește, indiferent de vârstă. Nu obosește. Are școala... ca și Mica. Împreună, exact, împreună cu fiica sa, cu Larisa și Marin Barbu, școală de dansuri populare, ceea ce nu-i de aici, de acolo, și sute de oameni merg la el să învețe dansurile populare. Pe urmă am o prietenă dragă de la Salva, care este președinta Asociației Salva din Spania și acolo în Spania promovează tradițiile și obiceiurile românești. Ceea ce nu-i de aici, de acolo, dar ea a reușit efectiv să aibă chiar și, dar o să ne povestească ea când vine aici, chiar un ansamblu mic de copii, ce frumos. O galerie, un sediu în care se întâlnesc și dau spectacole și promovează foarte mult obiceiurile tradiționale. O să fie surprinși ascultătorii noștri și nu numai ascultătorii, și urmăritorii noștri, câți oameni vor să spună ceva. Și să spună de bine, de bine și să transmită mesaje de bine.